Bun găsit, stimați telespectatori! În această seară vom discuta despre un sport pentru care noi avem multă simpatie. Este un sport complet, dar nu am mai avut ocazia până acum să discutăm despre el. Este vorba de not. Dar până una alta, suntem în legătură directă cu FC Astra, Costel Lazăr, directorul sportiv de la Astra Giurgiu. V-am mai făcut eu o prezentare a domnului director sportiv, a jucat la Petrolul, a jucat la Națională, iar în prezent este directorul sportiv la Astra Giurgiu. La mulți ani, domnule Lazăr! La mulți ani dumneavoastră și telespectatorilor și tuturor iubitorilor fotbalului din Giurgiu. Ne bucurăm să vă auzim și, de ce nu, ne bucurăm că timpul a trecut destul de repede și vrem să vă vedem la Giurgiu. Până atunci am vrea să ne dați și nouă câteva amănunte, să afle giurgiuvenii ceva despre programul Astrei pentru perioada următoare până la reluarea campionatului și știm că o facem la un om competent. Vă mulțumesc. În primul rând aș dori să transmit... Aveți și un carton? Da, vă rog. Avem un 2013 liniștit, plin de realizări, cu sănătate și pe toate zile. Referitor la programul echipei Astra, vă pot spune că mâine va avea loc reunirea lotului la ora 15. În data mâine. De 17 este programat controlul medical la Institutul Național de Medicină Sportivă din București. Și până în data de 21, echipa se va antrena după un program destul de încărcat, spun eu, cu două antrenamente zilnic. În data de 21 va avea loc deplasarea în Antalya pentru o perioadă de 10 zile, până în 11 zile, până în data de 1 februarie, când echipa va reveni. Urmând ca din data de 9 februarie până în 23 februarie să participăm la un turneu, se numește La Manga Cup, în Spania, la Murcia, în compania unor adversari redutabili, cum sunt CSKA Moscova, Vålerenga din Norvegia, Lillestrøm din Norvegia, Kalmar din Suedia și alte echipe, de sunt 8 echipe, Nordsjælland din Danemarca. Deci, așa cum a spus, adversarii foarte puternici. Urmând să mai perfectăm unul sau două jocuri în funcție de starea lotului în Spania. Deci adversari puternici exact pe măsura echipei noastre. Da, adversari puternici, sigur că da, trebuie să intrăm în competiție cu adversari puternici pentru a crește calitatea jocului. În primul turneu din Antalya sunt două jocuri cu două echipe cotate mai slab. O echipă din Macedonia este la cererea antrenorului. Sunt doi adversari mai slăbuți cotați pentru încălzire, să spunem așa. Domnule director, Valentin Sinescu așadar rămâne antrenor principal, da? Valentin Sinescu rămâne antrenor principal. Conducerea tehnică va fi formată în continuare din Valentin Sinescu, din Gheorghe Bărbulescu, preparator fizic, și Dorin Roșca, antrenor cu pregătirea portarilor. De ce v-am întrebat? Fiindcă se zvonea că Dinu Gheorghe îl va aduce pe Răzvan Lucescu la cârma echipei. Este foarte greu de pronosticat așa ceva. Nu lasă arabii. Răzvan Lucescu se află sub contract cu echipa. Deci se află sub contract. Și zic eu că până acum echipa a mers foarte bine. Da, echipa a jucat. Rezultatele au fost pozitive, după părerea mea. Mai puțin acel nefericit joc cu Steaua, care totuși Steaua este o echipă care are potențial foarte bun și n-ar trebui să fim supărați pe Sinescu pentru că a pierdut un joc din 6, cât acum. Se vorbea de niște plecări de la Astra, e vorba de japonezul Seto, de Fatai. Mi se pare că Seto chiar a fost adus de dumneavoastră la Astra Giurgiu. Vor pleca până la urmă sau nu? Da,
Există două oferte concrete scrise. Eu vă spun că așa din dispute și din discuțiile se discută foarte multe, dar ofertele concrete care au venit sunt pentru Fatai din Rusia și pentru Seto din Ucraina. Până la acest moment nu s-a concretizat absolut nimic, dar părea că niciunul dintre ei nu va părăsi echipa, pentru că se dorește întărirea locului și nu slăbirea acestui. Asta înseamnă că deja galeria le scandează numele celor doi jucători, să știți. Da, să sperăm în continuare că lângă acești jucători vom putea aduce 2-3 jucători de aceeași valoare. Ne puteți da și nouă ceva nume din noutățile astea? Nume nu vă pot da. Nu ne puteți. Cert este că până la această oră ne-am despărțit de jucătorul israelian Omri Kende, care a jucat numai un joc, meciul de cupă cu Turnul Severin. Probabil că vor mai fi câțiva jucători disponibilizați sub formă de transfer temporar către alte echipe. Aici mă refer la Nogo, la Vădrariu și deocamdată atât. În schimb, până la această oră am reușit să transferăm un jucător de mare perspectivă de la Turnul Severin, se numește Giurgiu Alexandru, fundă stânga. Deci iar ați dat de Giurgiu. Cum faceți că nu mai dă Giurgiu dați? Da, și am spus, dacă este asta Giurgiu, să avem și un jucător cu numele Giurgiu. Corect. Corect. Da. Domnul Lazar. Mai avem în vizor câțiva jucători, da, pentru a acoperi câteva posturi considerate de noi foarte importante pentru a ne putea atinge obiectivul de performanță. Și pentru a crea concurență, bineînțeles. Astra se va bate în acest retur pentru un loc în Europa League? Cu siguranță. Dacă 2013 ne-a prins pe locul 2, sperăm ca și luna iunie să ne găsească tot acolo. Domnul Lazar, este Astra capabilă să aducă Cupa României Timișoreana la Giurgiu? Ce ziceți? Eu cred că da și ne dorim cu toții, pentru că ar fi o performanță nemaipomenită și în istoria clubului și în istoria orașului Giurgiu. Corect, corect a spus. Astra nu are probleme financiare, din câte știm. Ca om de fotbal, ce părere aveți despre situația dezastruoasă de la Rapid, de la Gloria Bistrița, de la Universitatea Cluj și chiar de la Dinamo? Dau faliment sau nu? Îmi pare foarte rău despre aceste probleme, pentru că vă spun sincer, ca om de fotbal de 40 de ani în fotbal, efectiv, noi cei care suntem implicați suferim pentru aceste lucruri. Pentru că e posibil să dispară anumite grupări. Dacă nu se va schimba datul legislativ, cu siguranță foarte multe cluburi din ligile inferioare și chiar din liga întâi vor claca. E foarte greu, tocmai astăzi am fost la Federația Română de Fotbal și am avut o discuție de o oră cu domnul Viorel Beric în privința problemelor legate de licențierea cluburilor, pentru că de la an la an problemele se complică și sunt din ce în ce mai delicate. Dânsul a făcut o intervenție către un reprezentant al Federației care se va deplasa la UEFA. Eu am solicitat o intervenție concretă pe anumite probleme financiare. Mă refer mai ales la transferurile internaționale, unde ne blocăm, pentru că foarte multe cluburi din America de Sud sau din Africa nu răspund la solicitările noastre. Îi rugăm să le transmitem banii și nu avem cum. Da. Și aceste probleme, probleme care țin de criteriile de licențiere, blochează procesul de licențiere și licențiatorul spune stop, nu primiți licența. Sunt la această oră, într-adevăr, cluburile pe care le-ați enumerat, mai sunt și alte cluburi care suferă din punct de vedere financiar. Din acest punct de vedere trebuie să-i mulțumim patronului nostru, domnul Ioan Nicolae, pentru eforturile care le face și pentru
faptul că a asigurat stabilitatea echipei și nu suntem alături de aceste echipe care au mari probleme. Domnule Lazar, cred că a venit și timpul ca Astra să se declare o pretendentă la titlul de campioană. Am dreptate? Măcar în ediția viitoare. Și noi ne dorim și e bine să-i lăsăm pe alții să creadă că deja sunt campioni. Bun, de acord cu dumneavoastră. O serie de giurgiuveni, fani a echipei, sunt nemulțumiți că stau ore întregi până intră în posesia biletelor. Asta e vorba de tur. Se alocă prea puține, pe când se eliberează și abonamentele? Vom începe să eliberăm abonamente până la reluarea campionatului. Deci către a doua decadă a lunii viitoare vor fi cu siguranță emise și abonamente. Și vă promit că o să facem toate eforturile pentru a remedia aceste mici inconveniente care au apărut. Sunt convins. Vă așteptați vis-a-vis de ce era la Ploiești, când erați la Ploiești, să găsiți o atmosferă vulcanică aici la Giurgiu? Da, eu personal mă așteptam, pentru că eu cunoșteam potențialul galeriei, cunoșteam interesul pentru fotbal al giurgiuvenilor și eu, sincer, vă spun că mă așteptam. Mă bucur că dumneavoastră știați, de fapt, atmosfera de la Giurgiu, da, și aveați legături mai mari cu Giurgiu. Ceea ce ați surprins în mod foarte plăcut este fair play-ul, nu pe mine. Vorbesc de membrii federației, membrii ligii profesioniste, deci au rămas impresionat plăcut de faptul că avem o atmosferă de fair play. Oamenii se manifestă numai din punct de vedere sportiv și nu au auzit scandându-se trivialități pe stadionul nostru. Mă bucur să aud asemenea lucruri. Și atunci, în cazul ăsta, mă întreba cineva, s-ar mai putea întoarce vreodată Astra la Ploiești? Eu nu cred. Nici eu nu cred. Nu cred, pentru că ce vreau să vă mai spun? Suntem fotbal club Astra cu sediul în Giurgiu de 2 ani de zile, cu stadion în Giurgiu și spun eu cu o perspectivă foarte frumoasă de a dezvolta imaginea acestui oraș și a clubului. Eu vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică, vă doresc succes în tot ce faceți la Astra și vă așteptăm la Sport Arena la TV Giurgiu într-un viitor apropiat. Și eu vă mulțumesc și vă promit că la solicitarea dumneavoastră voi veni și voi fi alături de suporterii noștri din Giurgiu. Mulțumesc, domnule director. Bună seara. Bună, numai bine. Așadar, stimați telespectatori, lucrurile sunt calme, lucrurile sunt simple la Astra Giurgiu. S-ar părea că au fost numai zvonuri, Seto, Takayuki și Fatai vor rămâne în continuare la Astra, cel puțin și acest retur care nu mai are mult să înceapă. Îi mulțumesc încă o dată lui Costel Lazar pentru această intervenție, am mai lămurit câteva lucrușoare. Dar vom vorbi mai mult după ce echipa Astra Giurgiu se va întoarce din cantonamentele din Antalya și din Spania. Revenim la desfășurătorul nostru. Dacă tot suntem la fotbal, să trecem rapid și să scăpăm de acest segment al emisiunii, fiindcă avem de vorbit despre not v-am spus. Meciul Ungaria-România din preliminariile campionatului mondial din 2014 din Brazilia, programat în 22 martie 2013, se va disputa, stimați telespectatori, fără spectatori, conform deciziei FIFA luată săptămâna trecută. În acest mod au fost sancționați ungurii pentru comportamentul rasist avut la un meci amical cu Iranul din august 2012, unde au desfășurat steaguri ale acestei țări și au scandat contra Israelului. Prin urmare, Naționala României a scăpat de vacarmul tribunelor, nu va șca sub presiune, dar rămâne întrebarea, vom ști să profităm de acest lucru? După 4 etape, România ocupă locul 3 în grupa D cu 9 puncte la egalitate cu Ungaria. În orice caz, suporterii din România sunt dezamăgiți de această decizie. Ei erau hotărâți să vină la Budapesta în număr mare pentru a susține naționala noastră. Cam atât despre această partidă. Să vedem, într-adevăr, dacă vom fi în stare să speculăm această, zic eu, situație evită așa din Senin.
tot despre fotbal, pe scurt așa, avem și un clasament pe anul 2012 al Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului. CFR Cluj, stimați telespectatori, este cea mai bine clasată echipă din România, locul 31, la egalitate cu Lazio Roma și Ulsan din Coreea de Sud. Iată și pozițiile celorlalte echipe românești cuprinse în acest clasament mondial. Steaua, locul 48, a coborât de pe 41, Rapid, locul 121, a coborât de pe 93, FC Vaslui, locul 160, a coborât de pe 137, Dinamo, locul 217, a coborât de pe 183, Petrolul Ploiești, locul 313, a urcat de pe 326 și Astra Giurgiu, locul 338, a urcat de pe 426. Așadar, o diferență de 88 de locuri a urcat această echipă care se numește nu de mult Astra Giurgiu. Este la egalitate cu Rayo Vallecano din Spania, cu Lorient din Franța, cu Ponte Preta din Brazilia și Argentinos din Argentina, bineînțeles. Și uite așa a intrat și Giurgiu în circuitul internațional al fotbalului. Și mai avem un comunicat primit de la un club din Giurgiu. La început de an am primit acest comunicat din partea secției de tenis de masă a clubului CSMS Giurgiu, privitor la evoluțiile sportivilor și sportivelor antrenate de Mirela Ciobanu în anul 2012. Sunt câteva nume deja cunoscute, le știți și dumneavoastră, de sportive care au realizat performanțe notabile pentru Giurgiu și pentru România. Este vorba de trioul Teodora Ciulică, Denisa Chireceanu, Andreea Pantelimon, care au adus medalii din competițiile interne și internaționale, cum am spus, pentru Giurgiu și pentru județul Giurgiu. Aceste trei sportive alcătuiesc și, de fapt, echipa de senioare a clubului care activează în divizia B, sunt la această oră pe locul 2 și sunt șanse mari de a promova în divizia A în anul în care am intrat, în 2013. La copii trebuie să urmărim și evoluțiile talentaților Andreea Matei, Nicola Borodea, Teodor Damian, Cătălin Stan. Tuturor sportivilor și antrenorilor de la clubul CSM Giurgiu, mult succes în noul an. Și acum să revenim puțin și pe la noi pe acasă, fiindcă și noi avem copii în această seară în studioul nostru. O să vedeți despre ce e vorba. Mai întâi de toate, haideți să facem cunoștință. Lângă mine se află doamna Carmen Sima, antrenor de not, de aproape vreo 20 de ani. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Iar alături avem acești preghidei pe care eu îi văd mâine, poimine, campion la not. Să vedem ce o să ne spună în seara asta, fiindcă eu așa am auzit că vor să ajungă campion, cum a ajuns, o să vorbim noi despre un român care a emigrat cu ani în urmă în Statele Unite ale Americii. Este vorba, în ordine, deci Andrei Cărăciun, aici lângă noi. Bună seara, domnul Andrei! Bună seara! Iar la margine, Vasia Carla Drăgulin, bună seara! Bună seara! Deci, cu ei și cu doamna antrenoare, o să vorbim în această seară despre înot. Doamnă, mai întâi de toate, fiindcă fac de mult, zic eu, această emisiune de ani de zile, dar m-a surprins o chestiune la dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost campioana națională a României la talere, cu ani în urmă, mai exact în 1989, da, dacă nu greșesc, da, și ați fost și printre primii 10 sportivi ai județului Giurgiu în anul... În Telorman am făcut, eu de acolo sunt. Deci aici am greșit. Aici nu s-a făcut, adică nu știu dacă a fost, era secție de talere, se făcea pe undeva... Era pe la Joița. Pe la Joița, da. Erau câțiva oameni talentați care și acum văd că e o familie Cristea la ora actuală. Cred că erau și pe vremea aceea, probabil, așa, părinte ceva. Vreau să vă întreb, sunt foarte curios, cum s-a ajuns de la talere la înot. Două sporturi total diferite. Au legătură una cu alta. Din punctul de vedere, ia să ascultă. Da. Notul mi-a plăcut de mică. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, m-a învățat să not. În Alexandria, ca și în Giurgiu, nu exista la vremea aceea un club sau un bazin de not, dar am învățat pe unde s-a putut. Am făcut talere, fiind un sport care îmi place și acum, talerele. Eram cazați, când mergeam la concursuri, eram cazați în strandul Tineretului din București, la motelurile acelea. Și o săptămână cât am stat acolo, într-o vară, am stat
pe prisma căsuței, să zic așa, și mă uitam la diversi profesori care predau notul copiilor de acolo, din ștrand. Și m-am gândit la un moment dat, zic, uite, asta mi-ar plăcea să fac, să învăț copiii să înoate. Dar eu nu terminasem nici liceul ca să dau la facultate, să fac această specializare. Iar în momentul când am intrat la facultate, mi-am ales această specializare. Și am ajuns să lucrez în 1993, acolo am început să predau un notul. Spuneți undeva, cândva, fiindcă am căutat și eu să mă documentez, spuneați dumneavoastră că dacă v-ați fi lăsat influențată de către familie, n-ați mai fi ajuns la sport. Da, n-aș mai fi ajuns la sport. Adică aș fi ajuns asta cu se leagă cam de destin, așa, da, și da. Vorbim fiecare, și în altă emisiune. Mă rog, asta am vrut să fac, asta am făcut până la urmă. Deci ați fost mai tare. Cu toate interdicțiile, da. Așa, da. Deci au fost interdicții, da? Chiar da, a fost o treabă serioasă. Da, a fost o treabă serioasă la un moment dat, dar s-a trecut peste și m-au lăsat să fac ce îmi doresc. Până la urmă nu mai aveau ce să facă. M-am dus, am dat la facultate, am luat. Asta e. V-aș întreba acum la ce nivel s-ar fi găsit notul la Giurgiu dacă nici măcar acest bazin de not n-ar fi fost la școala asta? Probabil că nu s-ar fi făcut. Dacă nu era bazinul de not, probabil că nu s-ar fi făcut. În 2004 s-a adică dat... oraș la Dunăre, nu? Da, oraș la Dunăre. Oraș la Dunăre nu a avut un bazin de not. Dar în 2004, când s-a făcut acest bazin de not, care este frumos, arată bine, a arătat bine dintotdeauna, dar în momentul când a trebuit să înceapă cursurile de not, tot așteptam să mă cheme, eu lucram și în București și eram sunată, păi nu se încălzește apa. De ce nu se încălzește? Păi aveți încălzire? E legat la gaze, la ceva? Nu. Panouri solare are? Nu. Și atunci s-au cumpărat panouri solare și deci au fost multe, deci multe probleme făcut, adiacente, da, nu? A fost făcut. Adică atât, să fie făcut. Dar restul, da, au fost multe lipsuri, dar s-au pus pe picioare cu timpul. Spuneați într-o discuție anterioară că Alexandria nu este oraș la Dunăre. Are un foarte mare bazin frumos. Bazin olimpic. Funcționează de un an de zile, da. Funcționează cam de un an de zile. Deci de un an de zile, nu e, adică e proaspăt, cum s-a spus. E proaspăt, s-a făcut pe un fost ștrand. Pe un fost ștrand s-a făcut acest bazin de not și chiar este foarte modern. Aș vrea să vă întreb, vă rog, continuați. Nu, vreau să spun, prin 2006 știu că s-a aprobat un proiect pentru un bazin olimpic aici la Giurgiu. Am fost sunată de cineva de la primărie, a zis că s-a aprobat proiectul, eu știam de acel proiect. Și a fost sunată să mă întrebe ce dimensiuni trebuie să aibă ca să fie, să se poată juca și polo, să facă și sărituri. Deci un bazin unde să poată face sport de performanță. Bazin olimpic, acoperit, iar unul descoperit, micuț așa cum e cel de la școala 8. N-am văzut nici bazinul, nici groapa, nici am înțeles. Nimic. Deci a fost o treabă așa, ca o fluturare, da, de vânt. Ce vrea să vă întreb... Și totuși, ca oraș la Dunăre, să nu dezvolți tu sporturile astea de apă? Că știți, mai e caiac, canoe, eu știu. Știu că s-a făcut aici. Aveam colegi în facultate care veneau din Giurgiu și au făcut caiac. Ion Ghimpețeanu. Bine, o fi făcut știu așa, făcut. Particular, eu știu, o fi nu, avut s-a și s-a făcut, cred că la club. Să-mi arăta și mie aici, clubul respectiv. Vă interesați dumneavoastră și ni le spune și nouă. Vreau să ajung și la partea asta, că performanța înseamnă și continuitate. Dacă ați fi avut putere de decizie așa, cum ați fi, ce hotărâre ați fi luat dumneavoastră pentru orașul ăsta, fiind așezat, v-am spus, la Dita Mai Fluviu? Deci v-am spus, în primul rând aș fi făcut o bază sportivă pentru sporturi nautice. Fiind la Dunăre, se poate face și caiac, și canoe. E costisitor, într-adevăr, orice sport e costisitor. Aș fi făcut un bazin de not olimpic, pentru că copilașii ăștia care vin la clasa de not, merg până la clasa a patra. În momentul când ei sunt buni de performanță de la 10 ani să meargă la concursuri naționale, li se cam taie craca. Pentru că de la 5-8 fac doar 2 ore opțional, dacă le fac sau dacă nu le fac. Da, se pare că mai avem un telefon în continuare emisiunii noastre. Bună seara! Bună seara! Voce feminină. Cu cine stau de vorbă? Iulia Marinescu mă numesc.
Bună seara, stimată doamnă. Bună seara. Bună seara. Ați nimerit bine la noi și ne bucurăm că ne-ați găsit. Vreau să vă întreb, fiindcă aveți legătură cu Notul în orașul Giurgiu de o perioadă de timp, ce înseamnă Notul pentru copiii dumneavoastră? Pentru copiii mei e foarte important. Le ajută la dezvoltare, le ajută la, nu știu, tot ce vreți. În primul rând, la sănătate. La sănătate, mai întâi de orice, desigur. Din păcate, nu prea putem să-l facem, asta e problema. Bine, o să ajungem și acolo. A fost și o perioadă când a dispărut apa din bazin și au rămas pe uscat și antrenoarea și copiii. Dar cred că până la această oră s-ar fi rezolvat. O să aflăm și noi în această emisiune, chiar în direct, dacă vom avea posibilități și ocazia. Vreau să vă mai întreb ce părere aveți. Este mult, este puțin? Să avem doar un mic bazin aici la Giurgiu, unde stăm la Dunăre? Din punctul nostru de vedere este foarte puțin, dar ce să facem? Cum putem împinge lucrul ăsta mai departe, să fie ok? Să fie giurgiuvenii mai viguroși și așa să iasă mai mult la, în față, cum s-ar spune, să spună și ofurile sau dorințele, cum s-ar spune. Vreau să vă mai întreb, doamna Marinescu, de cât timp sunt fetițele la Not? Fetița cea mare, acesta e al treilea an, iar cea mică, acesta e al doilea an. Deci este ceva timp. Vreau să vă întreb dacă ați constatat, eu știu, în acești ani, binefacerile Notului, dacă pot spune așa. Desigur, cum să nu. În toate punctele de vedere, foarte ok pentru copii. Și nu mai vreți să le luați de la Not? Nu am înțeles ce a spus. Nu să le mai luați de la Not? Desigur, atâta timp cât vor face Notul și vor avea condiții pentru așa ceva, acolo vor fi. La noi în emisiune este și doamna antrenoare. Aveți încredere în dânsa și dacă o cunoașteți așa, v-aș ruga și o scurtă caracterizare a unui părinte care a avut curajul, a avut încrederea să-și lase copiii câteva ore pe mâna doamnei Carmen Sima. În primul rând e foarte grijulie cu copiii, ceea ce pentru noi e foarte important ca părinți. În al doilea rând, e un profesor bun. Mulțumesc. Acum mai ține și de copiii noștri pentru a avea rezultate bune. Și bineînțeles și comunitatea trebuie să ne susțină și să ne ajute. Corect, corect. Da. Deci una peste alta, sunteți mulțumită de faptul că există vrând nevrând și o activitate în Not la școala numărul 8 și categoric. O antrenoare care se interesează de copiii care îi are în grijă. Acesta a fost motivul pentru care fetele mele merg la școala numărul 8. Puteam să le duc la orice altă școală. Am ales școala numărul 8 pentru acel bazin, pentru doamna Sima, pentru domnii învățători și doamna învățătoare de acolo. Pentru asta am ales. Doamna Marinescu, mulțumim pentru intervenția telefonică și să știți că vă mai așteptăm și cu alte emisiuni la TV Giurgiu. Și eu vă mulțumesc. Să aveți o seară bună. Mulțumim la fel. Revenim în studio, stimați spectatori. Tocmai vreau să mă repetiți la bazinul de Not, unde sunt Vasea, Carla Drăguliș cu Andrei Crăciun, să vedem ce fac ei acolo. Domnul Andrei, de ce v-ați dus la Not? Pentru că mi-a plăcut de când eram mic. Bine, eu înțeleg că ești mare acum. Și când erai mic, unde ai văzut ceva? Pe la televizor sau cum? Da, am văzut campioni la Not și apoi am vrut și eu să mă fac campion și am început de când aveam 6 ani. Bravo! 5 ani sau 6? 5 ani? 5 ani a venit. Bine, mai greșim la numărătoare, în sfârșit, așa e, când suntem mai mari, greșim. Dar nu e nicio problemă. Și vrei să te ocupi de Not așa, la modul serios? Vrei da. Să faci mulți ani, da, la Not? Da.
Mămica Dăticu ți-a mai spus așa, între picături, ce înseamnă notul, doamna antrenoare ți-a explicat că e bun pentru sănătate, da, faci că... mușchi, cor frumos, nu? Da, că e sănătos și notul e cel mai bun sport. E cel mai complex, nu? Da. Corect, corect. Deci ai aflat lucruri corecte. Vasea, ne vedem, da? În primul rând, cu cine se mentu din familia ta? Cu tati cel mai mult. Cu tati? Da. Ia să mă uit și eu așa, că mami e pe lângă noi, pe aici, în studio. Ai cam dreptate. Ai cam dreptate. Ia spune și mie, cum ai ajuns la not? Cine te-a trimis, mami sau tati? Mai mult eu am vrut să practic sportul acesta. Deci tu ai fost vioara întâi. Da? Interesant. Și te întrebi pe tine, de ce este bine să practici sportul? Pentru că este un sport sănătos și te dezvolți foarte bine. Am înțeles că te dezvolți foarte bine, dar eu dacă mă uit bine așa la tine, tu ești cam plinuț așa. Ai lipsit de la antrenamente sau? Da, bazinul a fost deocamdată fără apă și n-am și putut să... Și cum notați fără apă voi? Că vă dăm, cum să spun eu, pe internet așa să afle toată lumea cum se notă la Giurgiu fără apă. Ați notat fără apă? Da. Sau v-a ținut doamna antrenoare lângă bazin și ați făcut exerciții fizice? Am mers la sala de sport. Așa, la sala de sport. Da. Da, cred că până la ora asta s-a rezolvat, nu? Da. Adică cu bazinul. Vreau să vă mai întreb. Pe amândoi vă întreb acum, pe rând. Andrei? Da. Da? Aude și Vasea. V-a fost frică de apă la început când ați ajuns voi la bazin cu doamna antrenoare? Da, spuneți adevărul că eu am vorbit cu doamna antrenoare și știu. Fii atent, să nu mă întoarceți. Când mi-a dat colacul, am simțit că mă lasă colacul, că mă duc în apă și am țipat, am plâns. Adică pe cine ai strigat de fapt? Pe doamna. A, deci nu pe tata, nu pe mama. Nu, că nu era. Doamna era mai aproape. Da. Inteligentă mișcare din partea ta. Vasea, tu? Când te-ai văzut prima dată la apă? Mie nu prea mi-a fost frică, am purtat pernuțele și colacelul 2 zile și am întrebat-o pe doamna dacă pot să mi le dau jos apoi. Da, voi... e mai curajoasă. Mai curajoasă, Vasea. După școală, voi mergeți la antrenament, nu? Da. Aveți timp așa să vă mai ocupați și de alte treburi, așa? Voi mai vă jucați afară de not? Mai aveți timp? Da. Eu da. Sunt și la engleză, sunt și la pian, sunt și la acordeon, sunt și la... Oprește-te. Păi oprește-te. Păi atunci acasă când te mai duci? Sau nu mai dormi acasă? Mm-hmm. Da? Dormi și acasă? Ajungi? Da. Ajungi într-un final? La karate am de la 6 la 9. Păi ce faci tu? Câte? Sunt vreo 5 discipline. Cum, ai timp să le faci pe toate? Da. Bravo, felicitări. Vasea, tu... Mai ți-au ce aminte cum a decurs prima lecție de not cu doamna? A decurs bine. Cred că era prea mic atunci. Da, cred că... da, cum să spun eu acum, un bun sportiv, un bun notător, cum vreți să ajungeți voi, știți că trebuie să fie și la școală numărul 1. Adică pentru cei mai buni, nu? Da. Se întâmplă și la voi așa ceva? Adică nu sunt probleme, nu? Nu. Că e o treabă aici. Dacă aude doamna antrenoare, să face foc. Să aveți grijă. Nu, ei sunt niște elevi buni. Atât la not cât și la carte. La not, 2 ani la rând mi-au luat premii. Vasia în primul an locul 2, parcă și anstăvară locul 1. În primul an l-am luat locul 3 El a luat locul 3, anul trecut a luat locul 2. Da. Mai avem copii buni care or să se piardă în timp dacă nu se iau niște măsuri cu acest bazin de not. Funcționează bazinul, este apa caldă, acum de câteva zile s-a reparat, a fost o defecțiune care a durat ceva mai mult pentru că piesa trebuia adusă din Italia. De mâine începem în notul la clasele de not și urmând să facem și grupele să lucrăm și seara cu cei care vor din afara școlii și de la alte clase.
O să revin acum iar la dumneavoastră. Credeți, doamna Sima, că vreodată, așa cum Tulcea, Galați, Brăila, orașele astea de Dunăre și de Delta au dat fel și fel de campioni în de apă, vorbesc în sporturile de apă. Avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Alo, bună seara! Alo! Alo! Bună seara, să trăiți! Un moment să reglăm și noi aparatele la noi aici. Bună seara! Bună seara! Voce de bărbat de data asta. Avem aici de la colegi ne-a sosit. Domnul Florea, bine. Vă rog. Domnul Florea, da? Da. Așa, deci colegii mei mi-au spus exact. Domnul Florea, am înțeles că aveți și dumneavoastră fetița la not, la doamna Carmen Sima, fiindcă emisiunea noastră din această seară se ocupă numai de acest sport complex. Vă întreb pe dumneavoastră de ce ați preferat acest sport pentru fetița dumneavoastră. Dom'le, ce să vă spun? Am avut rezultate foarte bune prin not, mai ales că fetița suferă de amiotrofie spinală, boală de mușchi și e un not, e un sport complex care ajută, pune în mișcare toată musculatura. Și am avut foarte mare nevoie de not. Am fost îndrumat spre not și spre recuperare medicală. Și de cât timp este la not fetița? Deci prin not la bazin, mulțumesc foarte mult direcției și profesorilor de acolo care depun un efort deosebit la bazin. Bazinul e foarte curat, apa curată, fetița a făcut progrese. Asta vreau să vă întreb, dacă se cunoaște progrese la fată. Poftim? Dacă se cunosc progrese făcute. Da, da. Deci sunteți mulțumit, într-un fel. Sunt mulțumit, foarte mulțumit. Deci continuăm să facem recuperare și la doamna Sima și la domnul Sandu Constantin la sală, la aparate acolo și în not și gimnastică medicală și să văd progresele. Deci sunt foarte mulțumit. Fiindcă doamna Sima este la noi în platou, în emisiunea Sport Arena, vreau să vă întreb în continuare, deci sunteți mulțumit de serviciile doamnei antrenoare? Sigur că da, da, da. Am înțeles că îi plac copiii și pe dumneavoastră aș vrea să vă întreb, totuși nu este prea puțin doar un antrenor și un bazin la Giurgiu, la un oraș, la Dunăre? Da, păi chiar ar trebui mai mult, pentru că sunt copii mulți pe grupe de vârstă, mai ales vara s-au înscris o grămadă de copii și dânsa e foarte solicitată. Chiar ar fi indicat să fie cât mai mulți, dar din păcate... Și știți cum suntem noi românii, zicem boda proste că măcar l-avem pe ăsta. Da, da. Și uite că vă este de folosință, mai ales în cazul dumneavoastră de și chiar... De sport, de doamna Sima și asta mică, la fel, de la 6 ani s-au făcut progres, a învățat să înoate, să descurcă foarte bine în apă. Deci sunteți mulțumit una peste alta pentru tot ce înseamnă un bazin de not aici la Giurgiu și de faptul că fetița dumneavoastră a făcut progrese. Benefic, da, pentru orașul nostru e chiar foarte bun. Binevenit. Eu vă mulțumesc pentru această intervenție și aștept să mai ne auzim când vorbim de not la emisiunile de la TV Giurgiu. Cu mare plăcere. Bună seara. Bună seara. Doamna Sima... Să revenim. Deci Tulcea, Galați, Brăila au putut. Deci sunt campioni, știți și dumneavoastră, da, s-au ridicat da. Și la not și la sporturi de-astea cu bărci, caiace, canoe, ce-o mai fi pe acolo, loci. La noi, la Giurgiu, la noi, la Giurgiu, v-am spus, se poate dacă am avea continuitate. Bazinul, dacă s-ar face, nu știu, o centrală proprie, ceva, ca să avem în permanență apă caldă. Așa, noi, practic, cu clasele de not facem 3 luni pe an, iarna, iar vara
așteptăm de la o zi la alta, după în luna iunie, să încălzească apa dar de la panourile solare. Acest bazin de not n-are și el o legătură cu cetul? Sau? Are legătură cu cetul, dar cetul știm bine că furnizează până la sfârșitul lunii martie. Da, 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 și există o și de la 1 aprilie până în iunie, dar da, așteptăm să se încălzească de la panourile solare. Aici da, este da, problema lipsa continuității pentru performanță. Sunt convins că dumneavoastră undeva ați pus problema și... Am pus-o de mai multe ori problema asta, dar cred că n-a ajuns unde trebuia sau nu s-a vrut sau nu știu. Sau nu se găsește o soluție, putut. Nu? Zic eu că, într-adevăr, martie-aprilie este... să se găsească o soluție și pentru acest bazin. E păcat că... Păi, tocmai asta vorbim, că e păcat ca Giurgiu să rămână chiar unicat pe partea asta a Dunării. Vorbeam de Alexandria, care bazinul olimpic, și Giurgiu, care sare în Dunăre direct. Și mai e problema, noi, ca să participăm la un concurs cu acești copii de la clasa sportivă, nu putem să mergem la concursuri, deoarece nu avem secție de not la niciun club. Noi trebuie să fim afiliați la un club. Am încercat de câțiva ani să mă afiliez la federație. Interesantă chestiune. Am încercat să mă afiliez la federație direct. Și nu ne-a spus că avem asociația școlii, asociația sportivă a școlii. Nu ne putem afilia la nicio federație, la federația de not, de exemplu, și am vrut și pentru federația de atletism să facem cu asociația școlii, pentru că nu suntem cu personalitate juridică. Și atunci trebuie să ne legăm tot de un club sportiv. Pe când la noi clubul sportiv municipal nu are, clubul sportiv școlar nu are, palatul copilor nu are. Dar să zice la aici, clubul sportiv școlar, că sună... Da, nu secție de not. Deci clubul sportiv școlar și nu putea să... Nu s-a vrut, probabil, să se ia un... Adică să înființeze și o secție de not la cele care le au? Da. Nu se poate, nu? Nu știu. Mai avem un telefon, stimați respectatori, mă iertați, doamnă, că, vedeți, notul are priză la Giurgiu, decât că nu avem unde să prea îl facem. E interesantă chestiunea. Bună seara! Da, bună seara! Ne auziți, stimată doamnă, da? Da, vă aud. Stăm de vorbă, stimați telespectatori, cu doamna director de la școala numărul 8, academician Marin Voiculescu, doamna Nicoleta Nicolae, dacă am zis bine, da. Să-mi spuneți. Nicoleta Nicolae, da, a zis bine. Deci am zis bine, da? Alături de mine, stimată doamnă, este și doamna Carmen Sima, antrenoare de not. Mai avem și câțiva viitor campioni cu care sper să se mândrească școala numărul 8 peste ani. Am înțeles că aveți sau ați avut probleme cu bazinul de not. Da, am avut ceva probleme și probleme destul de mari, în sensul că schimbătoarele de căldură ne-au lăsat după 8 ani de funcționare, așa era și prevăzut în documente, în documentația care a fost lăsată atunci la început, în certificatul 2004. Certificatul de garanție. Da, da, certificatul de garanție, și am reușit cu ajutorul unei firme, în vacanță, am pus lucrurile la punct, am schimbat absolut și pompă și schimbătoarele și, spre bucuria noastră, în foarte scurt timp, în 2 zile, s-a ajuns la temperatura necesară pentru a începe orele de not. Deci de mâine am vorbit cu doamna antrenoare, de mâine toți copiii de la clasa sportivă vor beneficia de bazin cu apă curată, igienizată, deci au toate condițiile pentru antrenamente. Și să înțeleg că acest lucru l-ați anunțat public, acum prin intermediul nostru. Cum? Noi ne-am adus și noi contribuția acum că ați anunțat public prin TV Giurgiu. Da. Acest bazin este plin cu apă. Este o mare de a face o popularizare pentru participarea la ore de not. Atât pentru copiii școlii, cum spunea și doamna, dar și pentru cei din afară. E un lucru îmbucurător, da? E un lucru îmbucurător că odată cu noul an și bazinul de not își reia activitatea. Activitatea în forță, sigur că da. Doamna director. Bazinul ăsta îl considerăm o oază de sănătate. Așa, vreau să vă mai întreb. Întreg orașul. Având în vedere că notul este cel mai complex, dar și cel mai complet sport, dezvoltă armonios organismul și
e bine, foarte mulți părinți știu lucrul ăsta și am avut solicitări. E bine că aceste spuse vin din partea directorului școlii, care ne dăm seama acum că este la curent cu ce înseamnă un bazin de not și mai ales pentru tineri. Vreau să vă întreb, doamna director, e benefic acest bazin și pentru școală? Mă refer, este, știți la ce? În primul rând pentru copiii de la clasa sportivă, cum vă spuneam. Și în al doilea rând și pentru școală, sigur că da, pentru că este costisitor, este costisitoare întreținerea și atunci vin copii din afara școlii contra unei taxe. Corect, sigur. Și în acest fel reușim să igienizăm bazinul, să-l menținem în condiții normale pentru funcționare. Doamna director, și încă ceva. Am aflat de la doamna Carmen că există o perioadă de timp în care dumneavoastră întrerupeți, nu dumneavoastră, se întrerupe activitatea sportivă din cauza frigului, adică din martie până prin mai încolo. Că da, nu mai dă cetul căldură, nu s-ar găsi o posibilitate. Cu agentul termic de la cet. Da, da, da. Și acum, fiindcă de ceva vreme avem gazele, cum se spune, aproape de școală, am făcut deja demersuri, așteptăm la oficialitățile locale, așteptăm sprijin, pentru că nu putem singulari să realizăm, să introducem o centrală, să avem continuitate. Știți că domnul primar este un om al sportului. Știm. E perfect, dacă știți, mă bucur. Și cred că vă va ajuta să trece și peste acest impediment. Să sperăm. Oricum, trebuie, dacă vom reuși acest lucru cu continuitatea, rezolvăm o problemă mare și importantă la școală. Vreau să vă destăinui o chestiune. Înainte de a intra cu dumneavoastră în telefon, noi mai aveam materiale de la colegii noștri care v-au vizitat la sfârșitul anului 2012, când n-avea apă bazinul, dar ne-ați făcut așa bucurie că renunțăm să mai aducem aminte de ce a fost, fiindcă lucrurile s-au pus la punct și din partea mea eu vă felicit, stimată doamnă. De-aia vorbeam și cu colegii la școală. În scurt timp s-a rezolvat și vorbeam că ce înseamnă lucru nou, de schimbătoare noi, deci a fost totul înlocuit cu elemente noi. Schimbătoare noi, pompă nouă, absolut totul nou. Și vă mulțumim pentru aceste informații, așadar copiii trebuie să vină din nou la bazin, fiindcă toate lucrurile s-au pus la punct. Sigur că da, de mâine copiii școlii vor începe orele la programul stabilit, orele cu profil în not, clasele 1-4, cei mari opționalul de sport și așteptăm din tot orașul copiii dornici să practice acest sport. Vă mulțumim foarte mult că ați participat la emisiunea noastră din această luni și sper să mai avem asemenea convorbiri cu dumneavoastră. Campionilor. Așteptăm să mergem cu copiii la concursuri și tot prin intermediul dumneavoastră să popularizăm rezultatele. Vom fi lângă dumneavoastră și chiar mă bucur că sunteți un om apropiat sportului din felul cum expuneți lucrurile. Da, sigur că da. Mulțumim frumos! Și noi vă mulțumim, doamna director, sărumâinile. Așadar, stimați telespectatori, dați năvală că bazinul are apă și o găsiți acolo pe doamna Carmen Sima, pe domnul Andrei Crăciun, pe domnișoara Vasia Carla Drăgulin. Ei sunt mai bătând cum ar veni, nu la not. Da, cei de clasa 1 n-au văzut bazinul decât în prima zi, ei sunt nerăbdători, ei sunt veterani. Noi avem veterani în această seară la emisiune, sigur. De asta vorbeam de ateliere. Așa, ne-am oprit mereu la Tulcea, Galați, Brăila și Giurgiu. De asta spuneam că noi nu putem să mergem mai departe, nu putem să ne afiliem direct la federație, trebuie să ne afiliem unui club sportiv. Deci nu va primi care nimeni. Nu ne-a primit nimeni până acum. Fiindcă am vorbit cu doamna directoare și am mintit de domnul primar, ați încercat la domnul primar să vorbiți cu domnul primar? Barbu? Eu o să merg la domnul primar, da, mi-am propus să ajung și la să domnul primar. Să știți că e un om care... Știu, dar depinde de cluburi, dacă directorii de la cluburi nu înființează o secție... O spun public și vă spun și dumneavoastră acum,
domnia sa, domnul primar, și cu domnul Florian Nicolae, vor să creeze un nou club. Știu, cu domnul Florian Nicolae vroiam să iau legătura. Deci Nova Force va deveni CSM Giurgiu, da. Să zicem, sau Dunărea Giurgiu, care s-a desființat anul trecut sau acum 2 ani, nu mai țin exact minte, și vor avea... Numai că trebuie să facem lucrul ăsta cât mai repede. Da. Pentru că și copiii cresc. A, și îi scăpați? Îi scăpați și din mână. Și copiii cresc și îi scăpăm. Vreau să ne mai ducem puțin pe la campionii dumneavoastră. Domnul Andrei, că ești mai aproape și pe Vasi. Vă place de doamna antrenoare? Da. Adică dacă mâine s-ar schimba și ar veni altcineva, v-ar pare rău? Da. Serios? Da, când a venit un domn, toți copiii vrea să vină înapoi, doamna. A fost o zi. A, deja a dispărut doamna de acolo și dumneavoastră ați făcut grevă. Da. Ia zi, Vasia, cum a fost? Să nu spuneți că ați plâns după doamna antrenoare și a fost adusă înapoi din cauza voastră. Ia zi, cum a fost? Mai ții minte când... Nu. Nu mai țin minte. Nicio problemă. Era în clasa întâi. Era în clasa întâi. Anul trecut. Da, o singură zi am avut un examen de dat și... Ce vreau să vă mai întreb? Când vă faceți și voi mai mari? Da. Tu, de exemplu, Andrei, ce vrei să te faci? Afară de not, că poate zici de not că vrei să te faci mare campion, dar nu. Vreau să mă fac... pianist, să ajung în campionatele cu pianul. Cu pianul, deci da. În bazin te duci cu pianul, nu? Și care ajunge primul, nu? Sau cum ai zis? Nu, să cânt la pian. Deci să și cânti la pian, să fii și campion la not? Da. Periculos ești. Și la acordeon. Și la acordeon, gata, m-ai dat, gata, nu mai zic nimic. Vasea, tu ce te-ai gândit să te faci? Eu aș vrea să mă fac... Fică aveți 8 ani deja, da, sunteți măricei voi. Mai vreau să mă fac englez. Să te faci englez. Să învăț multă engleză. Așa, și ca să pleci de la România în Anglia? Îți place? Nu m-am hotărât. Nu te-ai hotărât, dar mă anunți și pe mine, te rog frumos, da? Da. Așa. Vasea, tu? Eu aș vrea să mă fac jandarmeriță. Jandarmeriță, da. Ar merge cu notul așa, să faci mușchi, să faci forță, da? Sigur. E interesant. Uite, o să ne notăm... chestiunile astea și peste an, dacă, bineînțeles, toți facem în noi și suntem sănătoși beton, o să vă aduc aminte, nu? Uite, Andrei a vrut să facă pianist și Vasea... Și jandar. Karate, dar... Și karate vrei să faci și tu, da? Dom'le, dacă ai timp, că văd că la tine timpul altfel se împarte... Nu e o problemă. Da, tu cam mai multe ramificații așa, eu îți doresc succes. Și handbalist, da, mai... Și handbal vrei să mai faci tu? Foarte frumos din partea ta. Ce vârstă are cel mai tânăr elev al dumneavoastră la not și cel mai bătrân? Păi cel mai bătrân au trecut mulți. Între ghilimele. Acum nu pot să vă spun care ar fi în perioada asta. Cei mai mici sunt cei de la clasa 1 care vor veni. Deci asta cei care se înscriu deja am solicitări la 3 ani, 3 ani și ceva. Pe cei mici îi mai luăm de probă să vedem dacă le place, dacă nu le place. Dacă le place, rămân. Am avut și de 2 ani și ceva copilaș da, care i-a plăcut apa. Acum a făcut cât? 4 ani, fratele verișorul Dariei, care m-a anunțat azi că vine din nou. Mă întreba el, copilul disperat, când începe ținutul că vreau să vin. Și a venit când avea vreo 2 anișori. I s-a recomandat în not, doamna, că are un stern înfundat. Da. Mai vrea și copilul la doamna de engleză discutăm să se înscrie după oră, da. Așa, sunt solicitări și la copii mai mici. Bun. Andrei, dar îmi spui sincer. Da. Mămica, tăticu știu să înoate? Nu. Păi când îi aduci la bază? Păi stai să ne înțelegem, știu sau nu? Tati știe atâta. Mami nu. Nu. Și nu e la barzin? De, nu. Nu, nu vrea? Nu. Nu. Vasea, cum e la tine? Tati, e tot tati. Știe tati? Și mami nu? Nu. Păi și ce facem? Nu iei la barzin să învețe? Sau, tu îi pui la cadă în casă să înveți acolo? Nu? Nu.
Nu. Bun. Am reținut, doamnă, că dumneavoastră ați realizat de-a lungul anilor de când faceți cursurile de not aici la școala numărul 8, că ați sesizat mulți copii, mulți părinți, mă iertați, care nu își încurajează copiii să vină la sport. Nu neapărat, cred că comoditatea. Copiii își doresc. Nu neapărat la not, și alte sporturi își doresc, dar bănuiesc că e comoditatea părinților că nu îi duce, nu îi îndrumă. Am îndrumat copiii și către alte sporturi, către atletism, copii de la mine de la clasă, care sunt buni și la not, dar merită să facă și altceva pe lângă not. Părinții nu prea vor. Dacă nu au posibilitatea să vină să-i aducă, să ia, și... e clar. Aveți un ghimpe, cum s-ar spune, în activitatea dumneavoastră, că nu ați reușit să vă afiliați. Am înțeles. Da, asta este o problemă, pentru că nu pot să merg cu ei la concurs. Bun. Deci nu îi pot înscrie în concursuri. Mai există Direcția Județeană pentru Tineri și Sport. Mai există Primăria Giurgiu, da? Știu, dar trebuie să merg să vorbesc. Luați legătura și cu doamna directoare a școlii, că văd că e deschisă sportului. Da, este deschisă. Am zis că afilierea costă și o taxă. Am vorbit cu doamna directoare, a zis da, se rezolvă și asta din banii de la not. Plătim și afilierea, numai că nu ne putem afilia noi direct cu asociația școlii, că nu avem personalitate juridică. Și atunci trebuie să fim afiliați la un club sportiv. Am zis că o să merg să mă afiliez în București la un club sportiv din București. Păi iar să facem așa ceva, că nu cade la imagine bine pentru orașul Giurgiu, nu? Asta o să fac în cele din urmă, că am ratat deja decembrie concursul la care vreau să participăm pentru vârsta lor, că ei nu pot să participe să decât și la concursuri ceva, municipale, ce că n-au vârsta de naționale. După ce epuizați toate variantele posibile aici la Giurgiu, după ce mergeți și unde am discutat mai înainte. Vreau să vă mai întreb ceva, mai am pe aici câteva întrebări. Sportul, că ați fost sportiv, clar. Da. V-a adus ceva satisfacție în viață? Dar poate și dezamăgiri așa? Dezamăgiri, da, n-aș putea să spun că mi-a adus dezamăgiri. Mi-a adus foarte multe lucruri bune. Faptul că am intrat la facultate, am dat maestria sportivă talere, sport care l-am practicat și care mi-a plăcut. Iar în facultate mi-am ales acest sport care chiar mi-a plăcut să-l practic, să-l profesez. Să profesez acest sport, nu neapărat să-l fac pentru mine, să-l fac pentru alții. Am înțeles că dumneavoastră aveți un băiețel. Da, am un băiat cel mai mare, are 18 ani. Și eu vreau să zic că să-l dați la not și... Nu, face not de la 2 ani. Face deci el de a fost copilul ani. Cărat la navetă după mine, stat păi, de dimineață până seara. Acum, la vârsta asta, eu l-aș da la fotbal, fiindcă... Nu, face atletism. Face atletism. Da. De ce am zis de fotbal? Fiindcă dumneavoastră ați avut timp, totuși, de-a lungul anilor, să vă ocupați puțin așa și de fotbal. Tot cu copiii, da, tot copiii mici. Și că am niște prieteni pe la școala numărul 8, pe acolo, Sandu Constantin, pe Gigi Țațără, care se ocupa de juniori. Dânsii se ocupă de pregătirea copiilor. Noi am făcut ceva la ore și cu elevii mei, mai băgăm un fotbal, mai ceva scheme de fotbal. Nu, dar oricum noastre, dar e un sport mari. Care totuși nu vă e indiferent fotbalul ăsta. Nu e indiferent. Asta primăvară am m-a rugat domnul Sandu să dau școala numărul 8. Am participat la Cupa Hagi Danone, cea mai mare competiție de fotbal pentru copii între 10 și 12 ani. Am întâmpinat piedici că nu ne primeau, că nu suntem la 20 de kilometri de București. Meritul meu a fost doar că m-am ocupat de acte și că am intervenit să participăm la acea competiție. M-a rugat domnul Sandu să caut pe net, am căutat și până la urmă, cum sunt de nu cedez primului refuz, am insistat și ne-au primit în competiție și am și câștigat locul întâi la faza la București și am mers la faza pe țară la Cluj, unde am ocupat locul 4. O să discutăm poate în altă emisiune legată de fotbal mai mult despre competițiile astea la care a participat școala numărul 8, fiindcă să știți că foarte greu am intrat în posesia informațiilor despre aceste întâmplări plăcute, să zic așa,
cu copiii de la școala numărul 8. Da, probabil că nici nu le știu multe. Bănuiesc că ați citit undeva și ați dat de ele. Am dat, m-am întâlnit cu Țațără și la distanță de o lună de zile de la competiția de la Cluj, am dat pe o televiziune giurgiuveană rezultatele, comportarea echipei școlii numărul 8 și chiar aveam și o fotografie de la Cluj, dar v-am spus, am eu foarte multe fotografii, dumneavoastră, le-am făcut o să vă rugăm să ne dați și nouă și poate chiar și discutăm despre... Da, atunci e un subiect interesant. M-am supărat, așa că nu s-a vorbit nimic în Giurgiu de noi, iar ziarele din Cluj și din București chiar au vorbit frumos de școala academician Marin Voiculescu sau că la Giurgiu școala, aici sau liceu ceață, nu se vedea bine. Sau academia deci Marin Voiculescu. Deci, interesant. Da. Interesant. Ne-au numit oricum, dar au vorbit de noi, de băieții frezați, exact așa. Ne apropiem de finalul de emisiune, au zburat orele, că da. Știți cum e, ca la not, nu? Când ești la contra cronometru, da. Nu? Are doamna antrenor, are cronometru? Vă cronometrează? Da. Adică nu vă lasă să trândăviți așa în apă, cum vreți voi, nu? Bine, vrei să ieși, și tu și Vasea vreți să ieșiți campion, da? Da. Asta înseamnă muncă, nu? Da. Pregătire, da. Ascultați-vă doamna antrenor și vedem noi, pe urmă, duci pianul în spate, sigur. Acordeon. Aveam și noi o fotografie cu, anunțam la început de emisiune, că notul mondial, performanțele din notul mondial, că despre asta vorbim și să vadă și acești micuți, sunt legate vrând nevrând și de un român. În 1932, pentru prima dată, s-a coborât suta de metri sub un minut. Cel care a depășit acest prag se numește Johnny Weissmuller și s-a născut în cartierul Freidorf din Timișoara. A câștigat 5 medalii de aur la Jocurile Olimpice și 67 de titluri mondiale. Iar ulterior va face furori în rolul lui Tarzan. Tarzan, omul maimuță, film care a ajuns și în România. Trebuie să spunem că a emigrat împreună cu familia în Statele Unite ale Americii când avea vârsta de un an. A murit în 1984 la Acapulco, în Mexic, unde se stabilise în ultimii ani de viață. Mai avem vreo două imagini cu Johnny Weissmuller, dacă mi-aduc eu bine aminte. Doamna Sima, știți despre Johnny Weissmuller? Da, eram copil când mă uitam la Tarzan și deci ați prins și filmul. Atunci, da, ei, nu știu dacă voi ați prins filmul ăsta pe la televizor, pe undeva, Tarzan, da. O maimuță? Serios? Deci tu l-ai văzut? Eu am văzut doar așa mai animat. De la desene animate. E bine și așa, dar cel care juca rolul lui Tarzan a fost un mare înotător. Deci asta să rețineți, da? Da. Uitați-l acolo, e sus într-un copac în junglă. Și a fost în tinerețea lui cel mai mare campion la înot din lume. Așa cum vreți să ajungeți și voi, presupun, nu? Mulțumesc colegilor pentru imagini. Stimați respectatori, cam atât în această seară despre înot. Eu îi doresc mult succes doamnei antrenor. Să ajungă să vină, să se înscrie. Chiar vă rog dacă vreți să transmite ceva. Asta vreau, bazinul funcționează începând de astăzi, apa este bună. De mâine încep cu clasele sportive, iar cei din afara școlii și chiar cei din școală de la alte clase se pot înscrie ca să facem grupele, să începem și cu ei după amiaza, seara, în funcție de vârsta care au, pe categorii de vârstă. Am văzut că și doamna director era foarte mulțumită de faptul că s-au repus lucrurile la punct și așadar, giurgiuveni, mai ales mă adresez și eu celor mici, celor tineri, copiilor, chiar dacă părinții mai uită, să-i tragă de mânecă și să îi atenționeze să vină la not, la cursurile de not de la școala numărul 8. Fiindcă în notul, cum am spus și la început și cum știe toată lumea prezent aici în acest studio, de la mic la mare, este un sport complex. Celor doi invitați mai tineri, domnul Andrei și domnișoara Vasea, le doresc succes să ajungă campioni la înot. Mulțumim! Așa, data doamna... viitoare vor veni și cu rezultate.
Deci sperați să vă afiliați și să începeți concursuri de înot. Da. Doamnă, nu vă doresc decât să aveți noroc, succes și v-am spus, nu vă lăsați, insistați la organele competente. Am zis să treacă anul nou, să ne așezăm un pic și apoi să încep să fac eu demersuri. Altcineva nu o să rezolve problemele. Stimați telespectatori, cam atât în această seară. Vă mulțumim pentru atenție. Ați auzit și pe directorul sportiv de la Astra ce se mai întâmplă la echipa de Liga I. O să mulțim aceste contacte cu clubul, era să zic o prostie, clubul Giurgiuvean. Eu vă mulțumesc totuși pentru atenția din această seară. Ne revedem pe Teme Sportive lunea viitoare. La revedere! Club.